dorința lui Mircea Rednic ca echipa să fie încurajată mai mult. După meci, Răzvan Lucescu a luat un steag al Rapidului și a alergat pe teren. Pompiliu Stoica i-l-a smuls din mână, steagul fiind recuperat de capitanul Rapidului Nicolae Stanciu. Stanciu a fost oprit de agenții de pază pe gazon, iscându-se o altercație între fotbaliștii Rapidului și angajații de la firma de pază VVT. S-a întâmplat la finalul meciului? Deci a fost o manifestare de Răzvan Lucescu cu un steag rapidist. I-a fost mult, am revenit, am recuperat înapoi steagul și la urmă forțele de ordine s-au comportat impecabil. Deci ne-au înconjurat și nu au lăsat elementele străine din teren să aibă de a face cu noi. Ce s-a întâmplat la sfârșitul meciului? Nimic, am suportat destule toată repriza și în final am hotărât să duc steagul Rapidului în fața galeriei Stelei. Poate și pentru că galeria noastră ar fi meritat și ea, un moment de satisfacție în Ghencea. Aveai un mesaj special pentru steliști? Nu, ăla a fost totul, nu. Nimic altceva, nimic deosebit. Steaua revine pe primul loc al clasamentului grație golaverajului, având 21 de puncte ca și Universitatea Craiova. Rapid câștigă primul punct cu noul antrenor Mircea Rednic și joacă etapa viitoare acasă cu Oțelul. N-ați spus lucrul ăsta, deci nu-mi permiteam să pun întrebări.